Pune, Doamne, pază gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să tăgăduiesc răspunsurile cele din păcate. Cu oamenii cei ce lucrează fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, și untul de lemn al păcătosului să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, zdrobise vor de piatră judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce lucrează fără de lege, că dea vor în mreaja lor păcătoși. Deosebi sunt eu până ce voi trece cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu și tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat-am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel
ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zisam, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să se mărturisească numelui Tău. Pe mine mă așteaptă dreptii, până ce-mi vei răsplăti mie.